Zeci de veterani ai războiului de pe Nistru au protestat astăzi în fața Guvernului, Ministerului de Interne și a Procuraturii Generale, supărarea foștilor combatanți. Ține de felul în care camarazii lor au fost tratați de forțele de ordine la Varnița în ziua turului 2 al alegerilor prezidențiale. Ei spun că au mers încolo pentru a monitoriza procesul electoral, dar în schimb ar fi fost intimidați și bruscați de către polițiști. Acum jumătate de oră, fracțiunea parlamentară a platformei DA a anunțat că la ședința de mâine va înainta moțiune simplă contra ministrului de interne. Demnitarul nu a reacționat deocamdată la acest anunț. Veteranii au ieșit din nou la protest după ce acum două zile cereau demisia șefului adjunct de la IGP, Marin Maxian. De data aceasta, ei au mers în fața Guvernului, a Ministerului de Interne și a Procuraturii Generale și au cerut demisia ministrului de interne, Pavel Voicu. Ei spun că s-au săturat de citațiile pe care le primesc și cercetările la care sunt supuși. Unii dintre ei susțin că li se ascultă telefoanele, iar unele dosare în care sunt vizați nu au niciun temei legal. A ajuns cuțitul la os, toate cele fără de lege care au fost comise de către poliție și acele inacțiuni care au fost din partea procuraturii ne-a adus în fața procuraturii și în incita procuraturii să stăm de vorbă cu cineva din conducerea procuraturii, să le punem pe masă unde mers, să le punem pe masă niște probe, care începând cu 2 martie, 31 mai, 16 iulie, 1 noiembrie, 15 noiembrie, au fost maltratați colegii noștri veterani. Organizatorii grupului de veterani spun că au protestat astăzi deoarece nici poliția și nici procuratura nu s-a autosesizat în urma acțiunilor violente ale polițiștilor față de veterani din 1 și 15 noiembrie. Pe noi ne deranjează și ne indignează faptul că ordinele, poliția a îndeplinit ordinele cuiva de sus, orbește și au fost pasivi, au fost, să spunem așa, au colaborat cu separatiștii din partea aceea la fraudarea alegerilor. După ce au protestat în fața Procuraturii Generale, organizatorii protestului au fost primiți de către Ruslan Toma, procurorul pentru misiuni speciale. Protestatarii au înaintat o cerere oficială care urmează să fie examinată de către procurori. Sesizarea veteranilor a fost recepționată și înregistrată la Procuratura Generală. Aceasta urmează să fie examinată în condițiile legii. Veteranii au scandat demisia afară, jos tâlharii, jos guvernul. Aceștia spun că vor ieși în fața organelor de drept atât cât va fi necesar și până vor fi auziți. Ca să ne audă, eu propun să ne adunăm într-un număr mare, să delegăm un grup de lucru împreună cu reprezentanții lor, ca să știm toate dosarele care ne privesc pe noi, ce măsuri să iau. Ce acțiuni să trec de anchetă? Veteranii au protestat și acum două zile în fața Inspectoratului General de Poliție. Atunci ei și-au exprimat nemulțumirea față de comportamentul polițiștilor din ziua alegerilor. La discuții cu aceștia a ieșit șeful adjunct al IGP, Marin Maxian, care le-a cerut să prezinte probe care să demonstreze cele declarate.